credeți în natură, mi-ați spus. Da, natura e singurul lucru redivivus în lumea asta. Noi nu suntem... suntem învățați să catalogăm tot după gândirea noastră, dar noi suntem numai chiriași pe pământul ăsta. Din păcate, după ce că nu plătim chirie, mai și stricăm apartamentul în care locuim. De anul trecut am făcut cu proiectantul ales de primărie, am făcut eu tema de proiectare pentru parc și s-au făcut și alte obiecte în cadrul unui proiect european care s-a aprobat în anul ăsta. S-au aprobat și fondurile și urmează să sosească prin redistribuire, că la măsura respectivă banii pe țară erau epuizați. Uh-huh. Drept pentru care trebuie să amânăm deschiderea la public din toamna asta, pentru primăvară-vară 2011. Iar în ceea ce privește întreținerea, primăria participă cu, detașează, repartizează din oamenii care primesc ajutor social și sunt obligați să execute un număr de zile lunar. De ce trebuie timp? Vedeți, buchetul ăsta de brad. Da. Asta mai trebuie 10 ani să ajungă la un metru, un metru jumătate. Hai de mine! Păi de ce crește așa? Atunci va fi. Pentru că așa e specia, așa e genetic. Aici aveam proiectat un chioșc unei pâlcă ăsta. Drumul e făcut cu buldozerul acolo. Da. Da. Și potecile le-am făcut manual, cu muncitori plătiți de ocol. Da. Bineînțeles că și eu am contribuit. Potecile-s poteci, drumul-i drum. Partea mai proastă, că din lipsa banilor, începând cu 2003, nu s-a mai împietruit sus, deci numai partea de jos. Îi punem pietriș în găleți, cu Dacia aceea, și îl împrăștem pe drum, antiderapant. Să înțelegem de la început, regimul este de grădină botanică. Nu cred că la grădina botanică din Cluj te duci să zici, mă lași să fac aici un grătar. Pentru că aici e o colecție și un peisaj creat artificial pentru destinderea omului. Noi intenționăm să creăm în final un peisaj estetic vitalizant. Asta este scopul întomirii parcului, pe baza unei colecții dendrologice care aduce diverse specii cu diverse colorații, cu diverse influențe asupra peisajului. Creăm peisaj. Aici se lucrează non-stop, indiferent dacă există resurse sau nu. Facem și am reușit să menținem standardul ridicat de continuitatea lucrărilor pentru a obține în final o suprafață pe care se poate implementa un proiect european. Din punct de vedere tehnic, există șansa și posibilitatea ca toată pădurea asta de pe versantul nordic, respectiv pădurea orașului, să fie transformată în pădure parc? Da. Da, există. Există și intenția și ar fi bine. Dar cheltuielile enorme. Trebuie să creezi accesibilitatea pentru vizitare. Locuri de odihnă, alei, poteci, impuse restricții, că la care populația e greu de unele greu de înghițit. Putem lua o castană? Nu, că te înțepi. Păi te înțepi, da. Hai să-ți arăt care. Dom'le, te înțepi, nu te înțepi. Ce-i mai plăcut decât să te înțepi? Fii atent. Au. Da, să n-avem. Dar foarte bună crudă. Se poate consuma și crudă, nu? Da, da. Foarte sănătoasă. E bună și pentru... Cea mai mare castană comestibilă crescută în parc și care și produce puieți naturali. Toți acești țăruși sunt pregătiți pentru protecția puieților. Ei se bat în jurul lor, că dacă nu, au crescut destul de mult, au rășine și mistrețul e acasă. Nu ai ce să-l faci, să-l oprești ca să vină să se scarpine, să bage colții și să se frece pe blană de unii puieți. Și tot ce este nou atrage vânatul, și căprioarele, și iepurii. În iunie, toate astea au culori diferite, ale altfel, ăsta au înflorit. Totul e viu, e o colecție vie și nimic nu rămâne așa cum îl vezi anul ăsta, se schimbă. Și atunci trebuie să intervii, să menții valoarea peisajului, valoarea colecției, prin metode specifice. Vreau să vă întreb cu gardul. Ce probleme aveți și când credeți că se vor rezolva? Păi noi credem că o să începem din iarna asta. Lucrările au început, de fapt, cu forțele proprii ale primăriei. Respectiv s-a făcut un drum perimetral pe toți 2
1,5 km cât are gardul. Pentru transportul materialului greu, beton, stâlpi de beton, suluri de plasă de sârmă.